Bun găsit, sunt Cornelia Ionescu și alături de colegul meu, Alex Nedelcu. De la această oră, ca în fiecare zi de joi, vorbim despre Survivor România. Bună, Alex! Bună, Cornelia! Ești pregătit să discutăm tot ce se întâmplă acolo în Republica Dominicană? Da, sunt pregătit, mai ales că a intrat Survivor cam pe ultima sută de metri, să-i spunem așa. Și am venit după pași, după relaxare, acum ne trebuie o nouă etapă. O nouă etapă, să știi că mie mi-au plăcut și noi intrați și cei care încă mai sunt în competiție, că sunt mai puțin din cei care au plecat la drum la început de ianuarie. Din ce în ce mai puțin veterani. Din ce în ce mai puțin veterani, dar tot la fel de bun. Mă uitam la Zani, care nu și-a terminat benzina, de exemplu. Poate Elena are acele probleme medicale pe care sper să le depășească. Să vede o scădere și la Zani, am observat. Da, Culiță mi se pare din ce în ce mai bun și-a revenit. Da, la Culiță e în creștere. Trecut de partea proastă a lucrurilor. Bine, Sebastian, care se poate spune că a fost și el de la început, chiar dacă n-a fost din prima ediție, încă merge bine. Nu e un veteran. Dar îmi place Ștefan. Îmi place foarte mult concurentul de la faimos Ștefan. Cum îmi place și din tabăra cealaltă, o altă persoană feminină de data asta. Mie îmi place Maria. Îmi place foarte mult cum se comportă pe traseu. Pentru da, mine foarte contează bună. Foarte mult ca punctele. Ca și psihic, Maria e, da, e sus. Și frumoasă și... Tare. Mi se pare și frumoasă, mi se pare și relaxată. E adevărat că vii de acasă altfel, dar până la urmă, știi, când se adună și se trage linie, punctele contează. Sunt concurenți care intră pe parcurs, unii se adaptează descurcă, și bine, da. Alții e clar că nu o să facă față. Așa se vede la cei noi intrați. Uite, a mai fost Sebastian care a intrat pe parcurs și tot așa, ori intră tare, ori Ana, e slab. Da. Dar uite, îl văd pe Bogdan, noul concurent de la Războinici, se integrează mai greu, nu prea ies finalurile. E dificil, până și Adelina, cea pe care, uite, o cunosc, mai cunosc pe cineva în tabăra Războinicilor. O cunoșteam pe Melina, că ți-am spus eu că ne intersectam la machiaj înainte de a pleca în Republica Dominicană. Eu uite, acum o știu și pe Adelina, care a fost jurnalistă aici la noi. Da, a fost aici? Da, și bine, și în alte televiziuni. O fată foarte frumoasă și am văzut că unele finaluri chiar îi se potrivesc. Să cam vede că e în urmă cu mulți, mulți pași și unele lucruri nu ies. Ce a câștigat până acum a fost din noroc, să-i spunem așa, sau dintr-o întâmplare fericită pentru ea. Tu ai fost concurent acolo în Republica Dominicană. Nu știu, așa am văzut și eu de acasă. Știi mai bine lucrurile decât mine. Eu e clar, rămân se vede un că spectator. Se chinuie mult și din ce am văzut la ea, la Adelina, cred că își menține și un zâmbet pe față, dar în spatele ei sunt multe chestii mai grele. Da, e mai greu decât afișează. Dacă asta este părerea noastră, a ta într-un fel, a mea în altfel, avem doi invitații astăzi, doi invitați tot din tabăra Războinicilor, care probabil vor vorbi mai mult pe marginea acestui subiect, dar și despre ce au mai făcut ei în ultima vreme. Melina și Musti alături de noi astăzi. Bună! Bună după amiază, ce faceți? Bună, bună, bună! Foarte salut, bine! Salut, îmi place această formulă, pentru că da, s-a vorbit atât de mult despre de ea în Republica Dominicană. Da, am venit să recunoaștem. Da, așa, corect. Am venit să vorbim, vorbim despre mea. Relația noastră. Așa. Adevărul despre relația Melinei cu Musti. Și care e relația, sau care e adevărul din relația voastră? Încep eu? Da, e curios, Alex. Da? Păi eu, în ultimele vreme, cred că am început să fac un harem. Un harem. Deci am văzut că n-ai înțeles. Exact. Un harem. Hai eu, pentru că fiind împreună într-o relație, eu pot să înțeleg ceea ce spune. Și, de fapt, Meli e a treia nevastă. E a treia nevastă, da. Meli? Da, nu, chiar mă simt foarte jignită. Știam că sunt prima, dar în fine, e ok. A treia nevastă. Mai am încă câteva acasă. Alice, Maria. Așa. Și încă mai aștept a patra. Deci ai locuri nerezervate, neocupate. Da, exact, corect. Bine, cred că a patra, de fapt, va fi aia care o tot aștept. Deocamdată, o să ne detroneze pe toate. Da, deocamdată nu. Gluma aparte, nu. Suntem foarte buni prieteni, chiar o iubesc foarte, foarte mult. Mi-e foarte, foarte mult imaginea asta. Da, sincer. Da.
Chiar o iubesc foarte mult, dar pentru mine e ca o soră. Sincer, Meli, Maria, Alice și chiar mă bucur să le am alături de mine. Și pentru mine a fost o experiență să le cunosc în Republica Dominicană, foarte plăcută. Adică în ultima lună jumătate. Pentru că înainte nu prea mă înțelegeam cu Meli, dar... Nu te înțelegeai? La început, vai, dar ne suportam. La început nu prea o suportam. De ce? Dar pentru anumite chestii care se întâmplau acolo, răspunsuri, vorbe, chestii în care Meli se băga și nu îmi plăcea să se bagă. Și... Iar el se băga și mie îmi plăcea că se băga. Exact. Și era o așa, o niște trăire, înțepături, o trăire, nu? Cumva. Da, o nu era nimic. Dar până la urmă, cum ați reușit să vă ajutați? Exact. Nu, deci nu puteai să o suporți, dar tu? Nici eu. Adică, de la mi se părea că i-am spus la un dat, ești control freak. Și după aceea aminte că i-am spus odată că ești control freak. Pentru că el încerca să... Și asta m-a deranjat. Da, el încerca să facă lucrurile întotdeauna să fie bine, să dacă se întâmpla ceva, el avea grijă așa de toată lumea, dar pentru mine era un pic intrusiv. Așa o simțeam, un pic intrusiv. După care am început să-l înțeleg, cumva s-a echilibrat și el, poate mi-am echilibrat și eu lucrurile. Tot și după care... Exact, așa. Toți. Nu ne cunoșteam, eu pe Musti nu-l cunoșteam, l-am cunoscut Culmea acolo. Culmea, îl cunoșteai foarte bine pe Camara. Exact. Și nu-l cunoșteai pe fratele nici lui. Nici nu știa de existența mea. Da, nici știam de existența lui, cu toate că mă știu de cu Camara de atâta timp. Dar ce s-a întâmplat? Care a fost momentul în care v-ați sincronizat ca și prietenii? Păi, ce eu cred că în momentul în care începi să vorbești cu cineva, începi să te apropii, să poți să mai zici anumite chestii care nu sunt chestiile alea simple de bună ziua, ce faci sau alte chestii simple din gen, în care începi să te deschizi cu persoana care este alături de tine, cred că oricine, cred, că începe puțin, puțin să simte o apropiere mai prietenoasă adevărat, decât dar colegială. Adevărat, dar de unde a pornit? Că dacă nu vă suportați și la un moment dat ați început să... Bine, nu e că nu ne suportam, nu vedeți bine, nici măcar... Bine, adevărul e că acolo în Dominicană, în condițiile în care trăiați, cu trasee, cu tot ce se întâmpla, e normal să nu te înțelegi cu cineva, nu? Știți că se întâmplă de multe ori să, nu știu, te întâlnești cu o persoană și la prima vedere poate nu ți-e antipatică, nu rezonezi cu ea și pe aia când începi să o cunoști mai bine, îți dai seama cât de mult rezonezi cu ea, de fapt, după ce începi să cunoști acea persoană. Și mie așa mi se pare că a fost la mine și la Musti. Am început să avem anumite discuții, să vedem că rezonăm pe anumite lucruri. Când aveam, nu știu, nevoie să... Efectiv, aveai nevoie oricum să comunici. Oamenii sunt ființe sociale. Și el pentru mine a fost ca un frate mai mare cu care căruia puteam să-i spun necăjelile mele, ce simțeam eu, emoțiile mele. El îmi spunea și el poate lucruri personale prin care a trăit în viața lui și încercând să-mi explice, băi, vezi că peste orice se poate trece. Uite, eu am trecut prin asta și mi-am dat seama că am reușit să trec peste toate lucrurile. Și cumva era foarte familiar, l-am simțit ca pe o familie a mea de acolo, efectiv. Și oamenii au simțit apropierea voastră, e adevărat, au simțit-o ca diferit, dar... Aș vrea să mai zic ceva, într-adevăr... Mă bucur că sunteți aici, în formula asta, pentru prima dată, ca să putem să discutăm și lucrurile acestea. Mai vreau să zic ceva, că într-adevăr m-am uitat și la câteva videouri cu mine și cu Musti din Survivor și într-adevăr, da, se vedea o apropiere foarte puternică. Poate și eu de acasă m-aș fi gândit că poate e ceva mai, între noi mai mult de prietenie, că am văzut la un moment dat, eram noi în baracă și eu îl țineam pe Musti așa, de mână efectiv și stăteam așa, pentru că pentru el a fost o lună jumate parte din familia mea. Așa l-am simțit, pentru că am avut nevoie. Acum gata. Știi? Gata, am familie, am totul, da. A, da? Bine, asta cum s-a întâmplat și când au intrat concurenți mai noi și apropierea nu poți să o faci. O faci cu cineva cu care ai plecat la drum din prima zi. Sau pur și simplu cu cine rezonezi. Posibil. Exact, depinde cu cine rezonezi tu și cu cine te simți cel mai bine. Adică s-a văzut și exemple în cazul Roxanei și Andrei, exemplu. Andrei de-abia intrase și a fost o apropiere destul de rapidă cumva. Dar se întâmplă. Există o chimie acolo. Exact, a fost există mai o chimie. Mult decât și în viața, reală. Normal. Și în viața reală. O să fie așa ceva la prima vedere. Așa cred că s-a întâmplat în cazul lor. În cazul lor, e posibil, ce să zic. Dar se întâmplă, ce vreau să zic. E ceva normal. Și situația e diferită. Rămâne în Dominicană. Și situația sentimentală e diferită. Aici e vorba de o prietenie, acolo e vorba de o chestie diferită, o relație.
Eu asta nu știu și nu pot să-mi dau cu părerea. Da, acolo apropiere, da, mai mult. Chiar nu știu. Pentru că nu știu ce să zic. Erau apropiați ca prieteni, la fel cum eu eram apropiați de alte persoane. De fapt, eu cred că... Melina lângă cine dormea, Musti? Melina lângă Maria, cred, nu? Dormeam lângă pe, în, bine, la început, în stânga aveam Maria, uh-huh. Și în dreapta am avut-o pe Cindy, l-am avut pe Marius, nu mai știu că... Pe mai... Lucian. Pe Lucian. Aha. Nu, la început? Nu, pe Lucian nu. M-am dormit la un moment dat și lângă Starlin. Okay. Adică am tot schimbat locurile, da. Pentru că mai veneau alte persoane, mai plecau alte persoane și de multe ori partenerul meu din dreapta se tot schimba. Aha, că tot, mai pleca din competiție. Tot ați adus aminte de Starlin. Cum ați văzut eliminarea lui? Măi, eu sincer să fiu, eu m-aș fi dorit să câștigă sau Starlin, sau Sorin, sau alte membri din echipa acolo și din echipa veche. Chiar îmi doresc foarte mult să se întâmple asta, să fie la noi sau la Faimoș, cumva pe... Așa îmi trage mie sentimentul de aia. Din echipa veche Sorin și Albert. Eu sincer, vă zic sincer și asta o să vă zic deschis și pot să-mi iau tot hate-ul din lume. Eu consider că Albert nu merită atâta să ajungă la finală, măcar nici măcar să vorbim de câștig. Pentru că consider că, și uite că e prima dată că dau opinia asta, dar mie mi se pare, după tot ce am văzut până în ziua de azi, în momentul în care el, inclusiv, sau Alin, sau alte persoane considerau că punctele făceau jocul, băi, consider că dacă în atâta timp, cum se numește, nu ajungi să aduci atâta puncte cum tu ziceai, păi consider că trebuie să te retactezi cumva la ce este să ajungi la finală cumva. Cred că la un moment dat meritul ăla de a ajunge la finală. Cred că la un moment dat o să fie și niște jocuri eliminatorii. Asta sunt, deci nu-l susțin, nu-l susțin pe pentru Albert. Că nu consider că ar merita. Și mai ales a avut o susținere de la public atât de mare. Oamenii poate îl îndrăgesc pentru felul lui de a fi, da, pentru faptul că este felul liniștit. Nostru de a fi, nu cred știu, că era... nu știu, mai rău decât al lui. Eu consider că toți acolo făceam multe, chiar foarte multe, la care cumva nu cred consider că alții din echipă merită mai mult să ajungă decât el. Bine, la dar fel dacă ca Starlin, nu... dacă vorba da, era de Starlin. Da, de Starlin. Eu crezi că merita mai mult mai decât mult Starlin, punctul meu de vedere Albert. Sportivă, punctul meu de vedere sportivă și socială. Consideram că, da, merita Starlin. Așa meritau foarte mulți care au plecat și din competiție. Foarte mulți. De exemplu, Marilena, Marilena, Melina, Maria. Și chiar i-am spus și ei atunci. Eu i-am zis chiar mereu. Când era în Republica Dominicană, i-am spus, tu ești dezamăgită. Nu poți să mă convingi de partea aceea psihică. Nu știu. Am văzut că a fost un pic trădată de colegi. Nu un pic, un pic mai mult este părerea mea, mi-o susțin în urma acolo unor, nu știu ce să zic. În urma unor imagini pe care eu le-am văzut cine? La TV. De cine? De Starlin și de Sorin. Deci, eu, da, așa nu, eu am recunoscut și recunosc faptul că eu am simțit în ultimile săptămâni înainte să ies o schimbare de atitudine din partea lui Sorin și Starlin, lucruri pe care oricum vreau să le vorbesc cu ei, că suntem prieteni, normal. Suntem, Doamne ajută, că nu se termină lumea la Survivor. Da, exact. Și asta vreau să înțeleagă toată lumea. În ceea ce privește faptul că Starlin s-a întors, eu mă bucur pentru că a venit acasă la fetița lui, la soția lui, de care era super dor de ele. Nu mi se pare că și chestia asta cu eliminarea, până la urmă nu e pedeapsa capitală. Exact. Ajunge înapoi la familie, la un stil de viață ok, la societate, la tot ce vrei tu. Adică nu se termină lumea. Depinde la Survivor. Depinde cum pleci în competiție. Dacă eu, așa gândesc eu, probabil, care nu mi-am dorit cu tot din adinsul să câștig. Adică eu am zis că ok, dacă stau o săptămână, de fapt după primul traseu în care intru, de acolo totul este bonus. Adică ce o fi, o fi. Și pentru mine, tocmai neavând așteptări atât de mari, de fapt neavând niciun fel de așteptare, neștiind ce va fi, faptul că am stat 3 luni și ceva, pentru mine a fost wow, exact. Și că am putut să demonstrez și am demonstrat. Da, asta spuneam referitor la discuția pe care am avut-o, ca și concurenți care meritau. Adică tu ai fost foarte bună, Maria a fost foarte bună pe traseul. Și Starlin a fost foarte bun. Marilena, exemplu, a fost un caz destul de bun.
Bine, da, aici, Marilena, la, foarte da, bun. Marilena, da, foarte, da, foarte, da, foarte la, bun. La Marilena e o situație diferită, pentru că a fost din partea, eliminarea sau dorința a fost mai mult din partea, din partea ei. Da, da. Aici, nu, corect, da, acolo nu, n-ai ce, da, ce să faci. Dar, dar din punct de vedere sportiv, Marilena era bombă. Era bombă, voi erați foarte bune ca și fete. Da, psihic n-a cedat, asta e clar. Degeaba vorbim acum că am fost, cum ziceți voi, vorba voastră. Degeaba ziceți că a fost bombă o sunt lună de zile, cu tine, sunt de acord când cu tine. Nu pot să vin să zic, bă, am fost bombă o lună de zile. Trebuie bă, corect, da, da, nu, da. Nu, corect, corect, da, pentru că bombă e, da, cu totul. Trebuie să, bomba asta, da, trebuie să se completeze și cu partea psihică. Cât poți să duci psihic, emoțional, cât poți să duci pe trasee, cât te lungă. De fapt, aici e problema, zicea și Moroșanu, că am vorbit cu el și zic, bă, ăsta a fost cel mai greu show la care am, participat. Am mai participat la un show de genul, dar acolo a trebuit să stea doar 21 de zile. Și a zis, ăla a fost mai greu ca și condiții. Dar aici era prea mult timp, adică da, hai, reziști o lună, reziști două luni, mă, dar de la a treia lună deja nu mai poți, da, e prea mult timp. E foarte mare presiunea psihică. Da, de-aia se numește Survivor. La da, votul publicului, revin puțin și eu cred că voi, ca și nucleu al echipei, n-ați reușit să faceți conexiunea cu publicul de acasă. Dacă oamenii s-au dus pe un singur personaj, și anume pe Albert, și el e cumva o echipă din un om din afara echipei, e clar că voi ca și echipă n-ați reușit să faceți conexiunea cu oamenii de acasă, da, și oamenii s-au dus în altă parte, s-au dus cu cineva din afara echipei. E clar că e un om din afară. La ce am văzut, sincer, și asta pot să vă zic sincer în chestia asta, la ce am văzut eu, este că victimizarea cumva face să crească publicul. Eu am văzut chestia asta și o simt zi de zi, chestia asta, mai ales la Survivor. Nu sunt, da, dar uite, hai să-ți pun o întrebare. O persoană care mă uit prea des la televiziune, mă uit doar la Survivor pentru că am multă treabă. Mi se pare făcut normal, aici e un dar, proiect despre dar, Survivor. Dar, sincer, vorbind de reality-ul ăsta, mie mi se pare că victimizarea cumva a adus un public foarte mare. Sau, da, victimizarea aia a adus un public foarte mare la anumite concurenți. Dacă da, da, poți să ai o strategie împotriva chestii astea. Dacă nu, tu... nu m-am dus cu strategie acolo. Nu cred că majoritatea dintre noi n-am dus cu o strategie acolo. Bun, da, într-adevăr, dar e vorba și de chestia targetată pe public. Și dacă observăm că victimizarea a adus votul publicului acelei persoane, poți să faci, poți să... Nu să te victimizezi, poți să vii cu o altă atitudine încât publicul să vină spre lucrurile reale și care contează. Eu o să zic ceva, dacă eu am vrut eu vreodată să mă victimizez acolo, cred că plângea lumea la televiziune dacă chiar spuneam toate chestiile din viața mea sau greutățile pe care le am în viața mea zi de zi. Sincer, hai să fim serios, dar nu sunt genul ăla de persoană care o să se ducă să se victimizează ca publicul să-l votează. Nu, eu m-am dus acolo, am încercat să-mi dovedesc mie că sub supraviețuirea aia pot să o duc. Că jocul cumva pentru mine a fost o distracție mai mult decât altceva. După urmă intram în supărare pentru că poate momentele în care nu câștigam sau nu câștigam cu toți ne afecta cumva în relațiile noastre sau în anumite jocuri. Înțeleg și partea asta. Dar eu când m-am dus la Survivor, m-am dus cu gând la supraviețuire. Da. Înțelegi? Eu am o singură întrebare. Sunt telespectator și poate sunt și un om care intră în direct cu cei de acasă. Dar eu nu văd victimizarea lui Albert. Poate voi cei care sunteți, ați fost acolo în competiție, îl cunoașteți mai bine decât noi, cei care doar ne uităm. Unde este această victimizare? Prin ce se victimizează el? Că nu se vede. Adică mi se pare că este un om care încearcă să-și facă treaba pe traseu. O dată iese, altă dată nu iese. În ultima vreme am văzut că i-a ieșit ultima săptămână. La un joc, că i-a ieșit 3 puncte, dar înainte de asta... Nu, am mai avut un joc în care am în mai care adus... Am avut câte puncte? Un punct? Dacă și-ar aduce, uite și cum spunea Melina, fiecare concurent un punct în echipă, s-ar câștiga jocul. Mie fiecare concurent. Asta sunt eu curioasă și vreau să vă întreb pe voi și poate o să îi lămurim o dată pentru totdeauna și pe oamenii de acasă. Din punctul vostru de vedere,
unde se victimizează Albert? Că eu nu văd. Bine, eu cred că văd în orice chestie, poate eu. Și nu e pentru că am ceva împotriva lui. Sunt multe chestii care se întâmplă, vorbe simple, la nervi, care de pe traseu, e adevărat. Se pare că anumite chestii sunt normale cumva, dar noi le vedem altfel pentru că am trăit cu el. Ai spus că sunt telespectator. Da, am trăit cu el și am trăit 24 de ore lipit unul de altul, cumva. Bine, acum la interviuri și la testimoniale, într-adevăr, nici eu nu văd o victimă, nu văd ca el să se victimizeze. Nu se vede asta. Ce imagine văd acum, eu? Acum, exemplu, nu se victimizează. În ultimele vreme, adică să zic în ultima lună, exemplu, eu nu am văzut că se victimizează. De ce? Are un de ce. Este pentru că se vede susținut de public și eu cred că mai mult am văzut în el acum că e crescut cumva. Păi, dar toată lumea, dacă da, oricare normal, dintre noi am fi fost votat săptămână de săptămână de public, da, normal că am prinde o încredere în noi. Noi așa, Melina... Cu siguranță, da, și eu aș fi prins o încredere, adică aș mai simți susținut. Dar zic, e normal. Mă uitam și la Jador în partea cealaltă și la Zane, că erau altfel, parcă erau pe cai. Cum e conturată imaginea lui Albert? E imaginea eroului, dar atitudinea lui nu e aceeași cu imaginea eroului. Asta văd eu. Asta zic nu, eu. Nu văd o victimizare. Nu există. Nu se victimizează. Băiatul chiar nu se victimizează. Doar că imaginea... Doar că nu este poate mai bun ca... Imaginea eroului care i s-a conturat nu poate să o susțină sau să o ducă la un nivel mai sus. Uite, dacă e un erou, bă, să-l facă muci pe Sebi, na. Nu poate, pentru că nu e. Dar poate nu este în fire, măi. Da, nu, zic să, dar nu neapărat să-l facă, nu să-l facă muci. Hai că a început să se certe. Dar am văzut ceva. Nu să-l facă muci. Ceva ieși. Deci în seara asta chiar vreau să mă uit. Adică mă uit, sunt entuziasmată. Pentru că am văzut că s-a luat Sebi acolo la bătaie. Nu zic să-l facă muci, să-l înjure. El nu prea a fost agresiv niciodată, pot să zic. Chiar a fost, deci Albert este cred că unul dintre cei mai liniștiți oameni. Poate au fost alte lucruri multe, mai ciudate la el, dar nu. Este un om care nu intră în conflicte. Nu intră în conflicte deloc. Și vreau să zic și ceva despre Albert. Eu nu sunt atât de analitică, nu mai îmi dau seama exact ce a făcut Albert, cum a făcut, că a făcut stânga-dreapta, a zis aia, nu a zis, și-a asumat, nu și-a asumat. Din punctul meu de vedere, Albert, pe traseu, nu este cel mai bun, adică nu e bun la finalul, că pe traseu este foarte bun. Da? Iar social, eu apreciez, din punct de vedere social, de fapt, nu îl apreciez sau pentru că a rezistat până aici, țin cont de faptul că au fost mai mulți oameni împotriva lui. Din punctul de vedere, are o putere. Are o putere. Sunt de acord cu tine, să știi. Eu nu cred că nimeni a fost împotriva lui. Acolo nu sunt de acord cu tine. Bine, ok, deloc. Nu că împotrivă. Ba da, cum ar veni că el, asta a fost situația. A fost bine, el și grupul carmă, cumva. Pentru că el nu se integra în grup. Da, bine, poate nu împotrivă era, este eu cuvântul nu potrivit. Dar, da, eu așa văd lucrurile. Faptul că chiar dacă poate din cauza lui sau din anumite greșeli pe care el le-a făcut nu a reușit să se integreze în grup, eu îl apreciez pentru faptul că a stat el singur acolo cu el, cu el atât de mult timp. Lucru care nu este ușor, pentru că și-am avut o săptămână în care cumva grupul, aveam niște grupul mai mare, poate am avut niște discuții cu ei și aveau câteva mici probleme, e ciudat, e o senzație grea de dus. Și pentru că am fost te-am o săptămână, plângând. Da, pentru că am fost o săptămână în locul lui, pot să îl apreciez pentru că a putut să se țină tare când a fost singur. Pentru asta l-apreciez eu personal pe Albert. N-a avut de ales pentru că a fost ținut acolo. Oamenii l-au votat, adică vrând nevrând a fost acolo. Ești acolo, exact. A trebuit să stea. Indiferent de ce și cum, da, ești obligat să stai acolo. Eu văd că, bă, ok. Acum nu te leagă nimeni de mâini și de picioare. Normal. Cumva... Dacă vrei, mai cedează și unii psihici. Da. Pleacă din competiții. Aia zic, eu asta este lucrul pe care l-apreciez la el. Într-adevăr, sunt foarte multe lucruri care nu mi-au plăcut la el, care m-au deranjat, discuții pe care le-am avut, pe care le-am și spus. Dar asta este lucrul pe care eu îl apreciez. Cum la fiecare om poate îți place ceva, nu îți place ceva. Ca și telespectator din fața televizorului, ca și fost membru în echipa războinicilor, sunt cumva ca o entitate acolo, un jucător în plus, că sunt alături de echipă, cum ești normal, ca și susținător al războinicilor. Și când văd, ok, la el e controlată imaginea eroului în echipa războinicilor. Și când vine
unul ca Sebi din echipa cealaltă sau oricine și îl bate și mătură pe jos cu eroul din echipa pe care o susțin, nu prea îmi vine, știi, bă, vreau eroul ăla să fie pentru echipa mea să-l bată. Nu să-l facă varză, să-l înjure sau... Dar psihic, să-l bată sau să reziste, să-i dea niște chestii înapoi, să-i paseze niște lucruri înapoi, să-i le dea frumos, după aia să-l bată, dar nu sunt... Nu s-a creat chestia asta. Poate că asta aș vrea eu ca adică și... să vezi imaginea completă, da, a eroului. Și poate că cum ceilalți din echipă care aduc puncte, fac lucruri, sunt mai puternici pentru echipă, nu simt, n-au imaginea asta, să simt, bă, stai puțin, eu aduc puncte aici, rezist, sunt tare, mă lupt cu ceilalți. Sunt cumva eroul neîncoronat al echipei și e cumva el în fața publicului. Aici e o diferență. E o controversă. Exemplul la noi, cel mai constant cumva între băieții, cumva a fost Starlin. A avut un moment unde a scăzut, dar a avut moment în care aducea 2 puncte, 3 puncte. Da, mi-a plăcut de el. Făcea chiar joc frumos. A zis, Sebi, te bat de data asta și l-a bătut. Și cum se numește? Eu consider că da, poate nu eram cel mai bun acolo, nici cel mai rău cumva, dar cumva punctele, eu cred că n-am trecut o săptămână să nu aduc un punct. Cred că nu mi s-a întâmplat. Sau doar eram accidentat și eram pe bancă. Dar să fiu un joc, să n-aduc un punct vreodată, da, și asta știi s-a care, întâmplat la Albert. Știi care este discuția, discuția celor de acasă? Este că nu e singur în această situație. Da, știu că el și este Sorin. Și Sorin. Iar Sorin nu are parte de același tratament ca și Albert. Aici este problema și aici este discuția oamenilor de acasă. De ce? Pentru că ambii au trecut printr-o perioadă mai puțin fastă. Și de ce unul este atacat și celălalt nu? Contează această chestie. Da. O parte măcar din ambele chestii pe care le avem noi acolo, să fie camp sau să fie joc, să fie cumva o parte acoperită. Dar dacă ambele părți nu sunt acoperite, e normal să nu fie acolo susținut. Dar dacă măcar ai o parte care este sau din camp sau din joc, măcar ai o susținere și o balanță cumva. Eu vă zic că diferența este că Sorin pe partea socială este foarte bun pe partea socială. Da, te deci susține. Nu te susține. El da, ca social, efectiv. Când se împrietenește foarte ușor cu oamenii. Uh-huh. Este foarte ușor să vorbești cu el. Iar Albert este un pic mai introvertit. Da. Cumva, așa mi se pare că e mai introvertit. Și cumva... Și nu e ceva de rău. Aici, e și lider social, Sorin are mai multe plusuri. Da, el imediat aduce oamenii lângă el, pe scând Albert este mai introvertit. Mai retras, mai tăcut acolo. Nu zic că e ceva rău, pentru că fiecare avem personalitatea fiecare noastră. Fiecare are firea lui. Vă da. Zic încă, se poate să ies Albert acolo și să fiu prieten bun cu el și îmi doresc să fiu prieten bun cu toți. N-am nicio problemă. Da, judecăm și noi ce am petrecut acolo. Normal. Și am trăit acolo fără niciun plus, fără niciun hate, fără nicio supărare. Nici n-am nicio supărare cu Albert în ziua în care am ieșit. Adică eu m-am simțit, wow, relaxat. M-am simțit fericit că plecam acasă. Vă sunt sincer. Uite, un om fericit când vă sunt sincer. Acasă. Eram fericit, eram... Dădeai petrecere. Nu mai puteam. Îi popai de fericire. Ei, exact. Deci n-am nicio problemă cu el. Adică n-am nicio problemă. Da, judecăm cumva o trăire pe care am avut noi acolo și considerăm că anumite persoane cumva merită acum, în momentul de față, mai mult să ajungă la finală decât Albert. Am înțeles. Exemplu. Asta e opinia mea. Credeți că oamenii se pot schimba pe parcurs? Adică, nu știu, de exemplu, atunci când erai tu în competiție, Musti, să nu te fi înțeles cu Albert dintr-un anumit motiv. Da, da, da. Dar cu cât cu timpul, mergi în competiție posibil, mai mult, posibil. Să-ți schimbi părerea despre ce s-a întâmplat între și noi doi. Și cu mine, pentru și cu Maria. Și cu Maria, nici cu mai Maria nici nu se Maria înțelegeam cu Musti. Dar acum nu mă se pare deci Maria. Acum o am zilnic da. Lângă mine. Deci, uite că acest este exemplu că se poate. Din harem, da. Da, o lună de zile și eu și Maria, cumva, nu am rezonat cu Musti. Deloc, cu anumite lucruri, anumite chestii. Și după care, după o lună de zile, eram așezați împreună non-stop. Da, am înțeles. Aici se poate. A câta soție e Maria? A doua, sau nu mai știu. Cum să fie pe... nu se poate să fie înaintea Meline. Da, foarte, foarte urât. Numai degeaba mă îmbrați acum. Da, băi. Vă iubesc, asta contează. Da, se că vă iubesc pe toate. Și asta contează, că sunt ai în viața mea. Și le mulțumesc din largă. Sufletul meu.
că asta contează foarte mult. Am niște prieteni foarte bune. Să știi că asta contează după Survivor. Da, da, contează foarte felul mult. În care te înțelegi cu colegii tăi, cei cu care poate în competiție ai avut uneori clinciuri, dar așa cum spunea și Melina, Survivor-ul este atunci, acolo. Viața merge mai departe, viața este frumoasă. Uite, azi am și sunat-o pe Roxana. Am sunat-o să vorbesc cu ea. Ți-a răspuns? Să o invit la podcastul nostru. Da, mi-a zis, te sun mai târziu. Am zis, ok, perfect. Hai. Asta e. Ca să vă zic că chiar suntem destul de imparțial. Eu, măcar, fetele, toate. Da. Suntem super imparțial, nu avem nicio problemă cu nimeni. Și doar ce vrem să ne bucurăm de viața noastră acum, să ne bucurăm de experiența pe care am avut-o noi acolo. A fost doar un joc, este doar un joc. Este doar un joc. Este doar da, un și joc. Practic, mie, nu pot să zic cum mi-a impactat nimeni viața în mod negativ dintre cei care au fost acolo. Deloc. Adică, de ce aș fi supărată pe cineva sau de ce aș avea ranchiună pe cineva? Corect. Au fost momente frumoase, ai fost furnicuța. Au fost momente extraordinare și eu de unde ai avut atât de multă putere să câștigi mereu? Îmi plăcea de tine, să știi, dar eu fiind de partea cealaltă, de partea roșie, aolo, când te vedeam pe traseu, ziceam, iar o să mănânce bătaie una dintre fetele noastre. Eu întotdeauna, mi-a plăcut traseul. Mi-a plăcut traseul și încercam să intru cu cea mai mare vână. Aveam o piesă pe care mi-o puneam în cap când, și am văzut că și Cindy a început să facă chestia asta la un moment dat, că i-am spus, fata, dacă uite, puneți o piesă în cap, ziceam eu, Cindy, îmi puneam piesa aia, music make you lose control, music make you lose control, let's go! Mamă, și era și un instrumental ăsta foarte, foarte crazy. Și îmi puneam piesa aia în cap și eu îmi imaginam că dansez, pentru că eu știu că atunci când dansez nu obosesc. Pentru că te distrezi, te bucuri. Și așa mi-imaginam, când mă simțeam foarte obosită, mi-imaginam, băi, imaginează că dansezi. Și intram acolo ca și cum dansam. Într-o zi mi-a plăcut. Și asta era o găselniță de-a mea. Mi-a plăcut într-o zi în care am făcut eu asta cu Meli și am cântat o piesă a lui Bob Marley. Și eram, ea ținea sfoara aia sau nu mai știu. Ce piesă cântai? Era un coș. Buffalo. Ceva din ce, nu mai știu. Buffalo Strider, Buffalo Soldier, Born in America. Da, exact. Vezi că ți-a căzut sponsorizarea pentru... Da, sponsorizarea pentru... Hai să băgăm sponsorizarea pentru Survivor. Da, și Musi a venit lângă mine, eu trebuia să țin... Eram cu Roxana Nemes, jucam, și trebuia să țin, nu știu, niște greutăți. Ai grijă să nu fugă banii de tine. Sper să vină către mine, că am nevoie mare. Am 3 copii, îți dai seama că... Am nevoie și 3 neveste, Melina, te rog, continuu. Trebuie să ți asumi acum. Aproape 4. Am a doua, a treia și a patra, doar am lisește prima. Unde deci această emisiune se poate numi despre nevestele lui Musti. Musti. Da. Exact. Da, Musti că... și nevestele lui. Da, voiam să zic că țineam sacii aceia și trebuia să stau în izometrie. Și Musticu stătea cu mine aici și cântam îndoi Buffalo Soldier, Stranded in America jocul. Și mai așa am stat și cântam. Și era ultimul punct? Era ultimul punct? Parcă da, parcă era ultimul punct. Deci a fost foarte, foarte tare. Și a fost spectaculos momentul. Uite, este un moment în care, îl ții minte și l-ai trăit cu toată intensitatea. Și alt moment care a fost foarte frumos și simpatic, am râs noi de noi doi. Vai de mine. Am ieșit noi să ne ducem să căutăm crab și melci. La un moment dat am ieșit pe plajă, Mel era cu o deseagă care făcusă de fustiță, nu știu ce la cap, prins părul ăla în sus și eu un coc. Și tot la fel, eram îmbrăcat foarte hippie cu bastonul acela. Cu toiagul ăla în mână și deseagă fiecare la umăr. Pe plajă ne duceam să căutăm melci. Deodată auzi, cum se numește, o barcă, două bărci care treceau și au început. Și noi zic lumelii, dar tu te-ai uitat la noi când am ieșit? Se pare că dacă ne vede oamenii ăștia la televiziune așa îmbrăcat, cum o să părăm? Zic, jur că eram ca oamenii de acum 2000 de ani, care căutau mâncare pentru familia lor. Zic că sunt dintr-un trib, efectiv, dintr-un trib care se duceau să caute merinde pentru satul lor. Exact, practic. Și eram așa. Și râdeam noi, de noi ne uitam la noi și era... Și tot așa, este un moment pe care ți-l aduce aminte. Da, pentru asta a fost pentru mine Survivor, să mă duc la trasee, să am momente de genul acesta, apusurile minunate de lună și de soare, nu știu, pentru mine despre asta a fost Survivor și nu, pentru mine, cel puțin nu despre intrigile astea și aia cu Albert și cu nu știu cine și cu ăla, stai, aia e falsă, aia nu știu ce. Adică, nu știu. Foarte frumos, îți aduce aminte de partea pozitivă. Corect.
Survivorului. Nu știu, eu dacă mă mai gândesc la tine ca și concurentă, mi-aduc aminte și de felul în care reușeai să fii foarte bună la final. Aveai găselnițele acelea de aruncare, ba de jos, nu aveai forța altora, dar erai foarte inteligentă. Concentrată. Eram foarte concentrată. Pentru eu la final eram foarte concentrată. Ăsta a fost singurul meu avantaj pe care eu singură mi l-am creat. Faptul că mă pot concentra pe un singur lucru și nu mai exista nimic în jur. Că dacă da, mai auzeai ceva în jur... soluții, pentru că dacă nu-ți mergea o aruncare, întotdeauna încercai altfel. Încercam altceva. Da, 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 așa este. Este tot o... Deși strigau toți de pe margine câte ceva în cap. Când te focuzezi pe un lucru, tu încerci să găsești soluții pentru acel lucru. Și pentru mine asta era 30 secunde cât aruncam, eu eram acolo, trup, suflet și minte și tot. Ăsta a fost secretul meu. Avem niște imagini, nu? Da. Niște trasee cu Musti și Melina. Oho. Dacă nu v-ați mai uitat la imaginile cu voi din competiție, o să încercăm noi să vă prezentăm unele. Așa, de fan, știi, așa cum ești tu. Hai deci să vedem imagini. Șase la trei în înfruntarea de astăzi dintre faimoși și războinici. Pentru faimoși este scorul, miza este totemul de imunitate și premiul suplimentar reprezentat de un tort cu caramel. Intră pe traseu Cosmin pentru faimoși, îl întâlnește pe Musti pentru războinici. Cosmin este ajutat de Sebastian, Musti este ajutat de Andrei. 3, 2, 1... Intră pe traseu împingând cele două roabe și Cosmin și Sebastian, viteziști amândoi, împing acolo roabele, la fel fac acolo și Musti cu Andrei. Este o probă unde trebuie recuperată toate cele necesare obstacolului de final. Se recuperează de pe traseu popice, 10 la număr, 2 pile și trebuie îndepărtate 3 bețe într-un zigzag. Fac acum faimoșii au trecut de cel de-al doilea băț, sunt în fața celui de-al treilea. Trec de-al doilea băț și echipa formată din Musti și Andrei, care s-a potbolit acolo, însă au reușit să depășească. Au un avans în fața lor, Cosmin și Sebastian. Împing acolo puternic roaba, cei doi faimoși, și ajung la ultima pereche de popice pe care o culeg acum. În spatele lor forțează și Musti cu Andrei. Primii pentru proba de îndemânare sunt Cosmin și Sebastian, iar cel care face proba este Cosmin. Cosmin alege varianta să-și arunce toate popicele roșii la capătul pistei specifice unui joc de bowling. Face asta acum. Și Musti le aruncă pe toate acolo. Două popice sunt amplasate deja pentru fiecare concurent. Cele 10 trebuie plasate pe poziție. Face asta Cosmin acum și Musti. Scorul este de 6 la 3 pentru faimoși. Își culege popicele integral. Le-a pus acolo Cosmin. Sunt aliniate 12 popice roșii. Musti le așează și el. Primul care face aruncările este Cosmin. Și face asta acum. Aruncă, dă drumul la bile, trântește popice și aruncă în viteză. Au căzut acolo două popice la sol. Una însă este pe masă. Va trebui să o dărâme și pe aceasta Cosmin. Începe să arunce și Musti. Dărâmă și el. Una după alta. Musti are o aruncare foarte interesantă, chiar specifică jocului de bowling. Aruncă din reverul mâinii, din poanie. Foarte interesant. Aruncă din nou acolo Cosmin și dărâmă în continuare popice. Mai sunt 7 popici albastre și 6 roșii. Am mai dărâmat una Musti. Iată, ora tare la Musti acum. Pregătește noi aruncări Cosmin. Aruncările lui Cosmin însă ratate în acest moment. Prima, a doua a fost de succes. Aruncă și Musti, ratează acolo. 5 albastre și 5 roșii sunt și pentru Cosmin. Sunt 5 roșii acolo pentru că una trebuie să o îndepărteze, este în spate. Reușește să le lovească pe amândouă. Două dintr-o lovitură a făcut acolo Cosmin. Una lovește și Musti. Mai sunt 4 albastre și sunt 3 roșii. Își culege bilele și Cosmin, dar aruncă Musti. Mai sunt 3 albastre aruncări de succes acolo la Musti. A doua însă a fost ratare, ratează și Cosmin. Două aruncări la Cosmin, două ratări. Mai sunt câte 3 popice. Stau acolo în picioare pentru ambii concurenți. Din nou aruncă. Aruncă și ratează prima aruncare a lui Musti, o aruncare de succes și la Musti și la Cosmin în același timp. O nouă aruncare de succes la Musti, mai are o singură popică acolo albastră, o lovește și pe aceea aruncări de succes la Musti și scorul devine 6 la 4 pentru faimoși. Pregătite să intre pe traseu un nou duel al fetelor. Ana Borgras pentru faimoși o întâlnește pe Melina pentru războinici. 3, 2, 1...
Îndepărtează acolo cele două obstacole la înălțime și Ana și Melina trec pe lângă cei trei saci suspendați. Și prima care alunecă pe topogan este Melina, o categorie de greutate mai jos decât Ana, însă Ana recuperează acolo. Ana Borgras, aur mondial. Trece Melina prin panoul mobil, trece și Ana Borgras. Ana o întâlnește pe Melina, o competitoare redutabilă care aduce puncte pentru echipa războinicilor. Trece acolo prima Melina de puntea unde are de făcut un slalom. A trecut și Ana Borgras. Ajunge Melina prima pentru a-și arunca săculeții. Aruncă primul săculeț și ratează. Melina pregătește Ana prima ei aruncare. Primul săculeț introdus de Melina. Introduce Melina și cel de-al doilea săculeț albastru și aduce egalitatea în jocul de imunitate de astăzi. 4 la 4. Deci e foarte tare. Eu să știi că n-am apucat să mă uit la traseele mele. Dacă vine a crede și nici nu m-am uitat că am eu treabă, am eu lucrurile mele de făcut. Doamne, și nu stau să mă uit la mine. Dar am zis că o să, peste ceva timp, vreau să văd și eu toată emisiunea. Să luăm de la zero. Da. Să luăm așa de la zero și să vedem. Dar ar trebui peste să ne un an de zile aș ar vrea. Trebui să ne adunăm. Să vedem un episod așa. A, nu un episod, dacă primul episod. Așa, primul. Da, e foarte interesant să mă văd așa și cum se vedea toată fibra pe mine, foarte e ciudat să mă uit așa la mine. Slavă, să obișnuiesc să cum ai îngreșat. Da, și să văd când m-am îngreșat acum și sunt în ultimul episod. Mai era fibra pe tine? Nu mai era, era, era sub mine, nu știu, așa, era ascunsă. Este, ea este undeva, dar e ascunsă. Eu la un moment dat am vrut să zic, mă uitam la Meli așa la televiziune și zicea, băi, dacă o împinge cineva acolo de la început, de la start acolo, poate vine ca o minge până la... Asta, până făceam și noi, făceam glume cu Elena Marin când intram, că amândouă ne tot umflam. Și ziceam Elenei, băi, la un moment dat o să fim ca niște foci așa și la un moment dat o să mai încăpim prin, o să ne rămânem în gardurile, alea pe acolo. Nu, făceam și noi haz de necaz. Cât te-ai îngrășat? 10 kg. Și da, ți-am slăbit eu. Cât ai dat jos de când te-ai întors? Niciun kilogram? Niciun kilogram. Nu? N-am dat niciun kilogram. Uite, te-ai chinuit atâția ani să te îngrași? 15-20? 21 de kilograme. 21. A slăbit, da. 10, el 21, mamă, când l-am văzut. Bine, dacă stăteai și tu cât starli. Și cred că m-am îngreșat mai mult de 10 kg, pentru că am intrat cu 45 de kg, dar în primă fază am slăbit foarte mult. Da, am slăbit atât de mult încât nu mai stătea, abia mai stătea cercelul din buric, mai atârnea așa de un firicel de piele. L-am dat, am zis că o să mi se rupă buricul și după care s-a întâmplat toată dereglarea hormonală și tot ceea ce se întâmplă la Survivor și am tot spus că o să explic motivele pentru care noi ne îngrășăm acolo. Da, pentru că mulți se gândesc că aveți parte de mâncare. Da, și se vede că sunt camere. Doar la două fete, că restul... Nu sunt doar la două fete, sunt la fetele care au stat foarte mult în competiție. Da, sunt trei fete care au stat foarte mult în competiție, except Maria. Da. Eu, Roxana Nemeș și Elena. Da, corect. Că restul fetelor au stat o lună jumate, o lună, maxim două. Noi am început să ne umflăm începând cu luna a treia. Atunci a început să toate te umfli. Toate în același timp. Da, toate în același timp. Dar nu mai sunt alte fete care să fi stat atât de mult cât am stat noi. Da. Pentru că au venit, au plecat. Și nu au avut corpul să reacționeze. Exact. Să reacționeze organismul lor. Exact. Dar acum Sorin să mai observăm și la băieți și la Cosmin. La Cosmin, da, la Sorin, la cine să mai vede. Pentru că, în primă fază, corpul intră în modul de supraviețuire, că mi se pare că v-am mai explicat, și el slăbește foarte mult, de fapt slăbește foarte mult, intră în așa de supraviețuire și pe aia când începi să dai un pic, s-au mărit recompensele, noi am început să avem mai mult cocos, că am început să găsim pe aici pe acolo și aveam cocos destul și de atunci când am început să mâncăm cocos, corpul nostru a început să depună tot. Tot, pentru că el știa, băi, o lună de zile ăștia au murit de foame. Ok, hai că trebuie să începem să depunem rezerve, că iarăși o să vină o perioadă nasoală. Fix, asta face corpul, este făcut să supraviețuiască. Și asta s-a întâmplat deci cu... Deci înțeleg că la început n-aveați nici cocos. Aveam, foarte puțin. Găseam. Adică așa, să zicem, undeva la 5 cocos, la 12 persoane odată la câteva zile. Adică nimic. Nimic, deci da. Era așa, o gură de cocos. Și era alimentul bază, cumva, da. Cocosul. Da, la început a fost șoc pentru corp. Șoc noaptea, pentru corp. Noaptea, dacă luați homari. Prindeți prin apă. Bă, să știi că am prins câteva chestii acolo, dar nu chiar pești sau chestii. În general, crabi. Crabi era cel mai ușor. Raci. Crab și melci.
Dar ce erau mici, mă. Scoici. Da, erau mici, așa, două, de, erau de 20 de kg de scoici cu mine. Da. Așa că ce să vă zic. Am adus câteva. A fost o experiență până la urmă. Așa este, foarte vedeți frumoasă. Acum reordurile. Acum, aveți așa un regret și, că nu mai sunteți în competiție? De ce s-au îngreșat și mai mult acum? E și normal, pentru că reordurile sunt mult mai mari decât ce aveam noi la început. Îți dai seama că la început aveam o negresă mică, 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 așa, da. Un biscuit rotund, așa, pentru acum fiecare joc. Acum se duc joc, în Santo Domingo, acum se mai duc prin Punta mese, Cana. Văd nu știu ce. E normal, ce aveți? Mese întinse, da. Momentul ăla de la început al nostru a fost cel mai greu. A fost da, mie nu pare rău, pentru că eu am libertatea să fac toate lucrurile acestea acum. Mă rog, dacă fac vaccinul. Da? Adică pot să fac toate lucrurile acestea, nu-mi pare rău că nu m-am dus acolo ca să mă duc în Santo Domingo la Survivors, vezi? Știi? Te-ai dus ca să m-am dus ca să supraviețuiesc și ca să mă bucur de trase, să fie o experiență. Da. Experiența. Ai spus că vrei să vezi episodul din seara asta. Da, da, da. Că da. Există o reacție. Și cum e, totdeauna când scandalul te atrage. O dispută între Albert și Sebi, da. De ce credeți voi că Sebi îl atacă atât de tare pe Albert? Eu chiar nu știu. Dacă ai această răspuns la această întrebare. În ultimele episoade am văzut această rivalitate. Exista rivalitatea dintre Starling parcă și... Parcă ei se tot alegea în ultimul timp. Da. Eu cred că sunt doar strategii, cumva. Poate din partea lui Sevi, cumva, cred. Dar nu mai rezistă nici Albert. Îl simte mai slab. De ce nu face asta cu Marius? Scuze, vezi pe Sevi față de Marius, da, să vine să-l prinde la greț. Am văzut niște replici a lui Albert duminică. Doar vorbe. Da, păi da. Și ce vrei să-i fac? No, Albert știe, ce știu, a practicat păi karate, așa că se descurcă destul de bine să apără. Asta nu cred că va fi o problemă pentru el, că la ce știu se descurcă bine cu apărarea. Ziceam Bruce Lee că a făcut karate. Da? Lui Albert, așa că da. Nu așa cred că nu ne face griji. Dar se descurcă. Totuși, consider că Sevi s-a dus și a căutat persoana cumva strategică. Adică să facă și el niște... Show cumva. Un pic de show, un da? Un pic de show, asta mi se pare mie. Și a dat de persoana care e cumva cel mai votat, cel mai... Da? Și consider că asta e cumva jocul. E o vacă de mult, cum să spun. Da. El îl face de când a intrat în joc. Și mi-a plăcut foarte mult când a intrat Ștefan cumva și Ștefan cumva e același personaj ca el în momentul când a intrat el. Și mi s-a părut că acum Ștefan e... Sunt aceeași tipologie cumva, și da. Da? Da, și foarte grav. Eu când am văzut pe Ștefan în prima emisiune am zis, wow, ce a venit Sebi în altă variantă. Și când a intrat Sebi am zis, wow, ce mini Jador. Chiar le ziceam asta acolo. Așa păi, amândoi sunt fotbaliști. Poate de aceea sunt la fel. N-are nicio treabă. Mi se pare că și vorbesc de persoana respectivă. Mie îmi place și Ștefan în competiție și Sebastian. Nu prea l-am urmărit, dar așa Sebastian nu pot să zic nimic. Se uftică prea tare. Ba că nu intră. Ba că trebuie să se certe cu nu știu cine din echipă, cu fetele. Foarte mult se ceartă cu fetele. Cine? Din echipă. Ștefan? Sebastian. Sebastian. Acum se ceartă cu Albert. Dar Sebastian cam întotdeauna se certa cu toată lumea. Da, e foarte vocal. Trebuie să fie dramă undeva la el acolo. Cred că din prima zi când a intrat, el a încercat de fapt cu noi, și cu vorbe și etc. Și cred că i-am tăiat piciorul din prima zi și a tot încercat și în momentele alea chiar s-a potolit cumva cu noi pentru că a văzut că n-avea unde să tragă cu noi și na. Dar după urmă, în campul lui, am văzut că era destul de cald, destul de nașpa situația cu el. Așa că, na, ce să zic. Uite, ar trebui să vedeți episoadele de la Survivor. Uh-huh. Să vedeți ce se întâmplă și în tabăra cealaltă. Adică la voi e chiar liniște. E foarte interesant că telespectatorii știu mai multe lucruri despre tabăra faimoșilor decât voi. Că sunt oameni care puneau întrebări și zic, băi, eu nu știu așa multe ca voi. Pentru că noi nu știam, noi nu vedeam ce se întâmplă în tabăra faimoșilor. Ne mai vedeam la joc și mai povesteam câte una câte altă, dar foarte puțin și nici așa nu lăsau să vorbim. Dacă ne vedeau reporterii, iar vorbiți, n-aveam voie nici să vorbim, decât efectiv în joc. Atât aveam voie să vorbim și doar despre joc, nu despre altceva. Am înțeles. De-aia sunt reacțiile alea pe
bancă. Da, da, da. Deci, și mai ales în consiliu. Da, 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 când vezi scandalul ăla. Și la consiliu, da. Și pentru noi era un spectacol, sau pentru echipa noastră, sau pentru echipa lor. Era cumva un spectacol în fiecare dată când eram nominalizat una din echipele. Era un show pentru noi, pentru că acolo asistam la chestiile pe care noi nu le știam. Da, da, era un fel de telenovele și noi încercam să ne dăm seama, oamenii poate își dau seama acasă de ce unul îi spune o replică la consiliu al cuiva, altui... Alt membru. Ok, ați înțeles. Așa. deci telespectatorii își dea seama de chestia, dar asta noi, dacă nu, dar noi, da, dar noi nu ne dădeam seama și ne uitam așa și încercam să zic, băi, eu cred că poate ăla i-a zis lui ăla de aia, ori de ce a reacționat așa? Și era mamă, și ne dăm păreri care cumva nu erau ce se întâmplă acolo. Dar mă rog, în fine. Dar era clar că se întâmpla ceva rău. Era clar, dar noi nu știam ce față de telespectatori care știau ce. Prima dată când s-a întâmplat chestia asta a fost cu Zani, la momentul în care a explodat la început, când se zicea și în tabera lor că erau familiile, da? Și a tăiat imediat de acolo și tot de acolo a început toată nebunia asta să scoatem cumva. Fiecare rufele murdare. Exact. Da, mă rog. Era un show oricum. Am făcut o telenovelă destul de mișto și sper că care continuă. A plăcut. Care continuă, da. Care continuă. Și foarte frumoasă. Este un fel de tânăr și neliniștit. Show-ul tot merge, mai vin actori noi, personaje noi. Așa se întâmplă. Exact. Survivor merge foarte bine. Și asta datorită vouă, în special concurenților de acolo din Republica Dominicană, dar și a oamenilor care nu sunt... Care nu se văd la televizor. Care nu se văd la televizor. Deci, de exemplu, medicul Teo. Nostru, medicul Teo, care are un mesaj, Alex, pentru ștafeta mixtă. Colegii noștri de la Movis au fost în Republica Dominicană și s-au întâlnit cu domnul doctor și ne-a transmis nouă ceva. Hai, Teo! Ok. Cornelia și Alex, vă pup și ne vedem în România la voi în studio. Ce drăguț. Ne urmărește de acolo, da. Ne urmărește de acolo. Întotdeauna avea grijă de noi, de noi toți, și de faimoși, și de războinici. Excelent. Un om foarte mișto. Chiar. Un om minunat. Vreau ca să vină, că ți-am povestit că am o durere aici după niște antrenamente, să-l întreb. Da, să te îndrepte puțin. Da, aștept poate să vină să ocupă atunci de genunchiul meu, că nu mai pot, mă doare de nu mai țin. Așa că să vină repede. Am înțeles că este un profesionist adevărat, un om foarte frumos. Îi mulțumim mult de tot pentru mesajul dat ștafetei mixte. Iar dumneavoastră, cei de acasă, vreau să urmăriți duminică pe YouTube-ul nostru Wow News un interviu în exclusivitate cu Teo, cu medicul echipei României, un interviu realizat în exclusivitate de colegii noștri care au fost recent în Republica Dominicană. Sunt ferm convinsă că îl veți descoperi și altfel, cel care are grijă și a avut grijă întotdeauna de voi și de cei din echipă. Exact. Din echipe. Din echipe, exact, corect. Un om frumos. Pentru că contează să fie cineva acolo care să aibă grijă de sănătate. Și ideea că el nu este doar un profesionist bun, el era și foarte uman. Da, foarte uman, adică era foarte cald. Este un om foarte cald și vorbea ca și cum că toată lumea spunea tata Teo. Tata Teo. Vindecarea, că asta era senzația. Vindecarea unei accidentări vine întotdeauna din omenie și după aia pe lângă. Da, corect. Da. Ei, era deci, imediat tata... după orice accident, era Teo, Tateo, Tateo. Așa că de toate. Ce frumos să vorbiți despre el. Tata Teo, așa cum îi spuneți voi. Va fi... oarecum, direct din Republica Dominicană ne-a trimis, le-a spus colegilor noștri tot ce are pe suflet și despre fiecare concurent în parte. O să vedeți un material foarte interesant pe YouTube-ul nostru Wow News. Vă mulțumesc mult de tot că astăzi ați fost alături de noi. Vă mai așteptăm și cu altă ocazie aici să comentăm. Iar dumneavoastră nu plecați, în maxim 10 minute revenim, avem... tot un interviu interesant, un interviu pe care sunt sigură că îl veți urmări cu sufletul la gură. Vom vorbi despre noua concurentă din echipa faimoșilor, despre Aurica, așa cum o știu cei care se uită la televizor și au văzut în serialul Moldovenii. O să avem o discuție cu partenerul ei, să vedem ce părere are și despre Aurica. Deocamdată atât a fost de la această oră. Să aveți o după amiază frumoasă!